Salutare tutor, eu sunt Speed Gaming, suntem la SmackDown. Și da, acum o să avem primul match la un main roster. Și acum hai să vedem ce o să vă dau un suspans gen ce o să fie, uitați toată arena. Așa de emoționată după ce o să vedeți acum debutul lui Eric Young. Uitați-vă. Da, doamnelor și domnilor, în primul match și cam cu John Cena. Mark Henry. Și am început matchul, domnilor și domnilor. Eric Young încearcă să sară la Cena, dar n-a prins o sira Cena acum cu un suplex. Big match John acum. Iar acum Eric Young îi dă un reversal și sare la el și dă cu pumnul în cap. Ok, Eric Young se duce pe al doilea stand și sare cu genunchii în fața lui John Cena. Eric Young îl aruncă pe John Cena în colț, fuge și îi dă un genunchi în stomac. Iar acum Eric Young îl încearcă să-l împingă pe John Cena, dar John Cena îl dă pe Eric Young cu fața în ring. Iar acum John Cena sare și putem să zicem că îi rupe gâtul la Eric Young. Eric Young acum stă pe picioarele lui John Cena. O să facă iar picioarele. Eu simt cum mai este. Acum o să poată pasca în parcările din îndereportați. Tocmai am rupt picioarele. Eric Young zice să se ridice. Ridică-te mă, ridică-te bani! Ce aproape a fost. Dar acum Eric Young îi pune pe John Cena înapoi cu piciorul. Iarată cine e șmecher de șmecher. Acum John Cena este aruncat. Și acum încă o săritură și pumn în față pentru John. John Cena nu este pe jocul lui în meciul acesta. Eric Young îi arată la John Cena că el o să ia titlul. John Cena se ține, iar Eric Young sare și dă un enziguri și Eric Young acum stă, îl așteptă pe Cena să ridice și i-a dat și dă cu amândouă mâinile ținute parcă se roagă. Și acum îl aruncă pe John Cena și un mini AA pentru John Cena. John Cena vrea să ducă afară, dar acum John Cena încearcă să joace jocul cu Eric Young, dar Eric Young se joacă înapoi cu el și smart. S-a dus direct în ring. Eric Young acum l-a lovit pe Cena cu piciorul. Da. John Cena face reversal. Dar Eric Young face reversal și el. Cum mai dă? Îi dă la Cena cu pumnul. Îl ia. Îl ridică. Și... I-a dat direct în... John Cena cu număr direct în număr. Eric Young iarăși cu mine. Se pare că e maniera lui preferată. Poate dacă vă uitați, Big Match John nu are nici măcar damage oriunde. Nu are damage niciunde făcut. Până și până dacă are, mi se pare că cel mai jos damage. Da, are cel mai jos damage. Acum îi pune pinul. 1, 2, John Cena iese afară la 2. Nu poți să te aștepți ca John Cena să iasă afară așa de ușor. Dar acum, Eric Young vrea să-i facă finisherul lui John Cena, o să-l facă. Da, doamnelor și domnilor, Eric Young vine cu finisherul. Nu e film. Se dă pe Cena direct în cap. Acum, Eric Young o să-i facă un pin. 1, 2, 3, foarte aproape. Se vede exact de ce John Cena a fost scos campion așa de mult. Că le place la WWE de ei, nu de altceva, doar să știți. Acum, Eric Young îl aruncă în colț și a încercat genunchiul real. Dar acum amândoi sunt pe Eric Young a încercat să-l bată pe Balor, dar nu a putut, fiind Balor acum și îl aruncă pe Eric Young. Dar John Cena face un comeback.
Ma fin ballo lo sento un po', Eric Young come este pe jos. Da, si fa că John Cena acum va fi signature-ul. Nu, John Cena nu face signature-ul și acum Eric Young se ridice. Eric Young se ridică. De ce nu vrea să se ridice? Nu. Da, Eric Young o să ia mai mult să se ridice. O să-mi iau eu momentul. Da, mai mult. Când iau deja signature-ul. Da, Eric Young s-a ridicat. Acum încearcă să lovească pe nimic. Nimic. John Cena acum, de-abia când se ridica, Eric Young iar o sări la John Cena. Iar acum îl duce afară pe John Cena. Și Jaden Jett a făcut exact aceeași mișcare ca mișcare pe care i-a făcut-o Jaden, ca mișcare pe care i-a făcut-o Eric Young la John Cena. Acum îl aruncă în colț și Dar acum Finn Balor. Oh, rope break. Asta putea să fie mișcarea finală care putea să termine match-ul. Dar Finn Balor cu un gutbuster. Dar acum John Cena. John Cena a încercat să facă submission, dar Finn Balor le rupe. Acum iar sunt afară. Finn Balor se pregătește. Finn Balor s-a pregătit, dar acum îl lovește pe John Cena, credem că se pregătească să-l facă finisherul cu Tegra. Îl ridică, dar John Cena face reversal și de două ori și acum îl se lovește în mână. Eric Young acum nu are momentul deloc, o să înseamnă că nu o să mai pot să fac reversal, pentru că nu știu cât pun. Dar acum Eric Young poate să pună pinul. Unu, Jaden Jett l-a rupt. Iar acum, ce, cum l-a aruncat. Acum, John Cena l-a aruncat în colț. John Cena, nu, Jaden Jett îl scoate. Acum lovește, Jaden Jett o să facă mișcare, dar nu. Înainte să facă Jaden Jett mișcare, Eric Young a făcut counter. Iar acum îl aruncă pe Jaden Jett. O să trebuie să schimb finisherul lui Eric Young, pentru că jocul ăsta pune finisher-urile care nu sunt de fapt finisher-uri. Iar, înainte să fie Finn Balor, Eric Young a pus finisher-ul și l-a numărat pe Jaden Jett. Hai să mergem la următorul match. Da, doamnelor și domnilor, suntem aici în main event, care tehnic nu este main event, ci este un show foarte nașpa, dar trebuie să luăm ce prindem. Și cum, după ce vedeți, nu suntem exact cei mai buni wrestleri. Pentru acum, o să credeți-mă, oameni buni, o să devenim. Trebuie să jucăm la main event, care să fie foarte nașpa. Dar cine o să fie luptătorul care se bate cu noi? Este Alberto De Rio. Nu pot să cred. Acum, Alberto De Rio o să vină în ring, dar o să-i dau skip, pentru că este foarte plictisitor. Iar acum trebuie să-l batem pe Alberto De Rio. Să vedem dacă putem să ieșim din main event odată. Și ne aruncăm la el, iarăși cu aceeași mișcare, foarte original. Iar acum, Alberto De Rio este aruncat în colț și se ridică și îl aruncă pe Alberto De Rio. Eric Young acum prinde posesie în primul, în începutul meciului, în primele minute ale meciului. Acum lovește cu aceeași mișcare pe care l-a lovit Cena. Alberto De Rio este lovit jos înainte să se ridice. Eric Young a început mult mai bine ca Alberto De Rio, acum îl aruncă în colt și sare la el și un neckbreaker, dar nu, Alberto De Rio îl împinge. Iar acum Alberto De Rio îi face un DDT. Acum nimic nu înseamnă că nu pot să fac un reversal, care o să fie foarte, foarte nașpa, pentru cum se pare că Alberto De Rio mi-a de două ori cât iau eu la mișcări, care este o tâmpenie, dar mă rog. Alberto De Rio iarăși mă lovește și deja am ajuns la acea galbenă. Acum, Eric Young, Alberto De Rio iar lovește. Iarăși Eric Young este pe minus. Eric Young se pare că a fost pe minus în tot meciul acesta, dar acum Alberto De Rio l-aruncă. Și Alberto De Rio se pare că o să-l bată pe Eric Young, nu se mai se vede deja că Alberto De Rio joacă mult mai bine ca el, plus minusul, să nu le lasă plece. Alberto De Rio acum lovește pe Eric Young.
Eric Young, Bianca Colo, Alberto Gil, Lovește Tottenham, care este o chestie pe care Alberto Gil o să trebuiască să facă dacă vrea să-și facă mișcarea specială care este un armbar. Acum l-a lovit răpus pe jos. Acum Eric Young se duce în al doilea chestie și le aruncă pe, Alberto Del Rio cu genunchi în față. Acum îl lovește în cap. Nu dat un uppercut acum Alberto Del Rio, acum eu îi dau un spinebuster sau side slam sau cum s-o fi numit. Iar acum Eric Young l-a călcat pe cap pe Alberto Del Rio acum și Alberto Del Rio este pe minus. Eu deja sunt aproape pe roșu. Deci da, situația nu este exact cea mai bună. Alberto Del Rio se duce special, se ține de cord, dar Eric Young îl lovește înainte să facă. Acum Eric Young încearcă să-l arunce peste cord. Încearcă să-l arunce peste cord, dar nu a reușit. Acum Alberto Del Rio îl lovește jos. Acum iarăși îl aruncă. De data asta Alberto Del Rio nu stare peste și Eric Young îi face un belly to belly peste cap. Acum Alberto Del Rio iar țește în colț. Ce are de gând să facă Eric Young? Nu are de gând să facă nimică pentru că Alberto Del Rio i-a făcut reversal. Acum cred că Alberto Del Rio ar vrea să lovească cu Eric Young pentru că are o carte specială. Dar Eric Young îi face un counter și îl ia. Nu. Se pare că Del Rio a făcut un reversal și acum lovește jos. Și pune un pin. 1, 2. Da, afară la 2 Eric Young. Del Rio acum vrea să-i facă un signature, îi zice să ridice sus. Nu, vede că Eric Young nu poate să ridice, atunci se duce în colț. Eric Young când de-abia începe să se ridice, Del Rio i-a dat piciorul în cap. Del Rio acum îl trage pe Eric Young, cred că o să-i facă un armbar, dar nu, prefer să se levască mâinile mai mult. Acum Alberto Del Rio lovește pe Eric Young iarăși. Poate acum Alberto Del Rio vrea să-i facă mișcarea lui specială, dar Eric Young a făcut un counter la mișcarea aia. Iar acum, Eric Young acum se duce în colț și îl zice la Alberto Del Rio, se ridice, îi face mișcarea lui Edge, îi face un mic tribute. Iar acum, Alberto Del Rio s-a prefăcut că ceva, dar de fapt nu, și acum asta l-a costat pe Eric Young, dar Eric Young se prinde. Iar acum Eric Young încă lovește pe Alberto Del Rio. Ar putea să fie asta finala. Încă lovește. Eric Young nu vrea să se lasă, vrea să-l mai... un armbar pentru Eric Young, vrea să-l facă pe Alberto Del Rio să sufere cu propria lui mișcare, dar acum... oh, nu. Alberto Del Rio lovește de două ori pe Eric Young în cap, dar deja simte durerea mișcării. Încercă să fac un RKO, dar Eric Young acum a făcut un counter și mișcarea lui Eric Young special îl lovește iar cu ea. Acum, îi dă pin. 1, 2, 3. Nu pot să cred. Alberto Del Rio, domnilor și domnilor, a dat kick-out iarăși, cumva. Doamnelor și domnilor, ăsta este cel mai greu meci pe care Eric Young l-a jucat, cu siguranță. Acum sare și lovește pe Alberto Del Rio. Alberto Del Rio poate oricând să termine meciul ăsta cu Eric Young, este deja la cel mai low health pe care poți să-l ai. Dar acum zgârie cu unghiile lui netăiate pe față. Dar Eric Young încearcă tot să continue să se bată. Del Rio lovește cu cotul în cap. Ok, Del Rio îi dă un pumn și o... acum, Del Rio ar fi putut să termine meciul. Este meciul terminat. 1. Un kick-out la 1. Nu a fost destul ce a făcut Alberto Del Rio. Acum o lovește în spate. Se pare că Eric Young este prea lovit. O să poate să continue meciul ăsta. Și, e dat-o direct în... încă o dată, Alberto Del Rio doar îi lovește burta și spatele. Încearcă să-l rupă în două. Alberto Del Rio, încă o dată. Eric Young este lovit. Poate să continue cumva. Alberto Del Rio are deja signature, deci ar putea să termine odată meciul cu Eric Young. Îi zice la Eric Young să ridice. Eric Young iarăși nu vrea să se ridice, domnilor și domnilor. Alberto Del Rio vrea să lovească mișcarea și nu o face.
Nu o faceți. Era acum încă un finisher. Ba nu, ba nu, domnilor și domnilor. Eric Young, finisher lui a fost countered. Un suplex acum, Del Rio încearcă un suplex și face. Del Rio 1, doar 1, se pare că Del Rio nu poate să termine meciul așa de ușor. Dar acum și lovitură în față. Eric Young deja are roșu corpul și capul. Se pare că Del Rio o să câștige meciul ăsta, numai i-ar trebui un miracol acum la Eric Young, cum ar fi mod dacă ar putea să lovească al doilea finisher. Acum al Del Rio lovește pe Eric Young direct în cap. Și ăsta să fie pinul. Și ar putea să fie, să termine aici. 1, 2, 3. Eric Young pierde. Apa.